Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Academia de Sănătate. Astăzi vom discuta despre problemele vârstei a treia, problemele vârstnicului, împreună cu domnul profesor dr. Gabriel Prada de la UMF Carodavila București și Institutul de Geriatrie Ana Aslan. Vă salut, domnule profesor, și bine ați venit. Să începem cu un subiect la modă, un subiect de actualitate, și anume pandemia COVID-19, și cu rugămintea să ne spuneți cu ce probleme s-au confruntat bolnavii în vârstă în cursul acestei pandemii. Vârstnicii, în general, pot fi considerați ca două mari categorii, deși pare surprinzător această clasificare. Totuși, în decursul timpului s-a observat, mai întâi din punct de vedere clinic, ulterior și în alte domenii, că există o diferență între persoanele vârstnice cu aceeași vârstă cronologică în ceea ce privește modul cum răspund la o serie de factori de risc, inclusiv la factori infecțioși, așa cum a fost pandemia și încă mai este, din păcate, pandemia aceasta COVID-19. Și anume, unii erau mai robuști, adică puteau să facă față cu bine la acești factori de risc, pe când alții erau mai vulnerabili. Și atunci s-a definit un așa numit sindrom de fragilitate. Acest sindrom de fragilitate îi face mai vulnerabil pe pacienții vârstnici la o serie de acțiuni ale factorilor de risc, de orice natură acești factori de risc. Și s-a văzut o chestiune foarte interesantă, că e mult legat de un fenomen numit sarcopenie, această fragilitate. E legată de sarcopenie. Și anume, ce se întâmplă? Pe măsură ce o persoană înaintează în vârstă, s-a constatat că, deși circumferința coapsei, să spunem, unde este cea mai bine reprezentată masa musculară, nu se modifică major. Dar atunci când se face o evaluare a masei musculare propriu-zise, cu rezonanță magnetică nucleară, de obicei s-a făcut acest studiu, s-a observat că apare o scădere a diametrului masei musculare și o creștere a masei adipoase și de țesut conjunctiv. Deci, practic, ar fi un fel de înlocuire, în ghilimele, nu e propriu-zis chiar înlocuire, a musculaturii scheletice cu acest țesut adipos și conjunctiv, evident cu mai puțină valoare pentru mișcare, pentru deplasare. Și s-a văzut că se corelează foarte mult această sarcopenie cu sindromul de fragilitate. Mai mult, s-a observat că este suficient să se măsoare forța de prehensiune cu un dinamometru, adică forța care poate să strângă mâna o persoană în vârstă. Și aceasta reflectă atât intensitatea sarcopeniei, cât și intensitatea fragilității, evident, cu anumit grad de precizie. Nu este foarte mare precizia, dar totuși poate să reflecte această problemă. În acest context, putem să înțelegem impactul pe care poate să îl aibă un factor de risc foarte important, un factor infecțios, asupra vârstnicilor cu fragilitate. Și dacă îmi permiteți, aș putea să prezint câteva diapozitive, nu foarte multe, care să reflecte această problemă la persoanele în vârstă. Da, full screen acum. Există o serie de fenomene care apar odată cu înaintarea în vârstă. Actualmente, o parte sunt considerate ca normale, dar aș utiliza acest termen normal, normalitate la vârstnici, în ghilimele, pentru că este foarte posibil să considerăm normală o modificare fiind foarte prevalentă, foarte frecventă la o anumită grupă populațională. Și ușor să se dovedească, totuși, că are niște cauze, niște elemente care pot fi modificate. Și acestea câteva elemente care pot să conducă la sindromul de fragilitate, așa cum vă spuneam, sunt imunosenescența, adică apar niște modificări la nivelul sistemului imun odată cu înaintarea în vârstă. Pe de altă parte, așa numitul inflam aging, adică o îmbătrânire inflamatorie. Apare un proces inflamator care însoțește înaintarea în vârstă, iar este considerat deocamdată că ar fi un element care
ar fi cu un anumit grad de normalitate la vârstă, deși o inflamație înțelege foarte bine că nu poate fi complet normală, dar apare acest fenomen inflamator odată cu înaintarea vârstei și care este puțin concomitent cu senescența imunitară. În plus, apare, se instalează o reducere a diversității microbiotei în diverse zone, inclusiv în colon, unde este foarte importantă, dar și în alte zone. Toate acestea conduc la fragilitate. Evident că fenomenul e mult mai complex, nu sunt singure elemente, dar în contextul unei infecții, cum este această pandemie, această boală COVID-19, persoana în vârstă este supusă unui stres și atunci persoanele cu fragilitate s-au observat că au o evoluție clinică mai dificilă, prognosticul este rezervat și crește mult riscul de mortalitate. De fapt, s-a și văzut în mass media, există această informație, că vârstnicii au reprezentat cea mai importantă proporția persoanelor care au decedat în cursul acestei pandemii. Și un factor esențial este și această fragilitate. Două elemente, cum spuneam, pot să aibă efecte directe și indirecte această pandemie, această afecțiune COVID-19, coronavirusul, asupra vârstnicilor cu fragilitate. Pe de o parte, așa cum se vede în această imagine, pot să prezinte efecte directe, creșterea spitalizării și riscul de deces, cum am menționat anterior, dar poate să aibă și efecte indirecte. De exemplu, malnutriție, izolare socială, inactivitate fizică foarte importantă și, într-un fel, se închide un cerc vicios. Această inactivitate fizică, vedeți foarte bine că se poate corela și cu sarcopenie, așa cum spuneam anterior, este legată de fragilitate, de sindromul de fragilitate. Practic se închide un cerc vicios aici. Malnutriția, pe de altă parte, și ea poate să contribuie la sarcopenie, la pierderea de masă musculară scheletică. Malnutriția are multiple cauze și izolarea socială, de asemenea, poate să reprezinte o problemă și a reprezentat o problemă în această perioadă. Izolarea socială în multiple medii, nu doar la domiciliu. Această izolare a fost și în cursul spitalizărilor. Și fiind de lungă durată aceste spitalizări, săptămâni, vârstnicii aveau un stres, erau supuși la un stres suplimentar, pentru că nu mai vedeau figuri cunoscute, unii aveau și o oarecare afectare cognitivă și atunci le-a creat o stare importantă de anxietate, de agitație. Vedeți că este foarte importantă aici intervenția geriatrului în cadrul acestor efecte indirecte, când trebuie să gestioneze comorbiditățile. Vârstnicii, de regulă, au multe comorbidități și mai mult cei cu sindrom de fragilitate. De asemenea, să evalueze medicația. Este foarte important acest aspect, pentru că medicamentele adesea au reacții adverse și la vârstnici sunt o serie de elemente care pot să favorizeze aceste reacții adverse, prin care modificarea volumului de distribuție și o serie de alte elemente. Deshidratarea, generată de deshidratare în primul rând. Deci această problemă este foarte importantă. Există în cadrul geriatriei niște ghiduri, se numesc criteriile BERS pentru, este un semi-eufemism aici, pentru prescrierea neadecvată a medicației la vârstnici și acest ghid este foarte util în selectarea medicamentelor cele mai adecvate pentru diverse contexte ale pacientului vârstnic. Comorbiditățile sunt extrem de importante pentru că, așa cum s-a văzut foarte bine în cursul acestei pandemii, mai ales persoanele în vârstă cu multiple comorbidități au suferit deces. Deci este esențial controlul lor. Și ca să se ajungă la această intervenție a geriatrului, este foarte importantă
evaluarea complexă geriatrică, ea cuprinde, pe de o parte, în afară de evaluarea clinică, este extrem de importantă, dar se asociază cu intervenții nutriționale. Este esențială nutriția vârstnică. Și inclusiv hidratarea, să nu uităm acest lucru. La vârstnici apare un fenomen foarte interesant, încă nu este pe deplin elucidat, apare o scădere a senzației de sete. Și consecința evident este o deshidratare cu toate celelalte complicații, inclusiv, cum vă spuneam anterior, modificarea volumului de distribuție pentru medicamente și o serie de alte probleme, afectare cognitivă, are multiple implicații astfel de această deshidratare la vârstnici. Alimentele sunt foarte importante, inclusiv pentru a preveni fragilitatea, așa cum am spus. Există o serie de alimente care favorizează prevenția fragilității, prevenția sarcopeniei, mai ales și a fragilității. Foarte importantă este intervenția aceasta socială, socializarea. Se pot găsi și metode de socializare fără un contact direct cu pacienții sau cu persoane care sunt cât de cât protejate. De asemenea, intervenția cognitivă este foarte importantă, pentru că, așa cum vă spuneam, la vârstnici apare o afectare cognitivă. S-au făcut o serie de studii care au arătat prevalența tulburilor cognitive la vârstnici. S-a văzut că după 65 de ani, cam 1 din 10 persoane au tulburare, o formă de tulburare neurocognitivă, mergând chiar până la diverse grade de demență. Dar după 85 de ani, aproape jumătate dintre persoane prezintă această tulburare neurocognitivă, care, repet, poate să meargă până la demență de diverse intensități. Deci, prevalența este foarte mare și atunci e necesară această intervenție cognitivă, adică stimulare neurocognitivă. Vedeți aici, este un mic exemplu în acest desen, persoanele citesc, rezolvă rebusuri, diverse alte intervenții care sunt specifice, dar aș vrea să mai adaug aici o chestiune foarte importantă care se leagă de intervenția socială. Este necesară, chiar imperios necesară, și o stimulare emoțională, afectivă. Nu e suficientă această intervenție cognitivă, pur cognitivă, adică un antrenament al memoria al celorlalte funcții cognitive. Și este important ca să existe și o încărcătură emoțională, empatie față de persoana vârstnică, să se simtă într-un mediu apropiat și să se simtă în siguranță. Este esențial acest aspect. Evident, intervenția fizică este de asemenea importantă pentru că ea previne sarcopenia și sindromul de fragilitate. Toate aceste elemente, din păcate, de multe ori au fost afectate în cursul pandemiei. Cum vă spuneam, care sunt efectele indirecte ale infecției cu SARS-CoV-2 la vârstnicul cu sindrom de fragilitate? Trei efecte indirecte importante. Izolarea socială, așa cum am spus, malnutriția, așa cum am dat în graficul anterior, în desenul anterior, și inactivitatea fizică. Ce consecințe au aceste trei elemente importante? Izolarea socială poate să determine depresie, anxietate, poate să afecteze percepția stării de sănătate, poate să stimuleze declinul cognitiv și, de ce nu, poate să favorizeze evoluția negativă a comorbidităților. Și vedeți câte lucruri importante. Inițial, s-ar spune ce contează o izolare socială, dar la vârstă, impactul este mult mai puternic. Ei se simt și sunt de multe ori ajutorați, se simt părăsiți din cauza acestei izolări sociale. Este foarte importantă legătura. Există acum, în zilele noastre, există metode de a comunica și fără contact direct, adică există o serie de platforme care oferă o legătură atât auditivă cât și vizuală, nu numai o legătură auditivă, ceea ce este foarte important și, într-un fel, ar putea să suplinească sau să contracareze într-o anumită măsură izolarea socială, dar nu pentru mult timp. Atenție, această izolare cu această metodă de a contracara
izolarea socială este valabilă pentru un număr de săptămâni, dar pe termen lung nu poate înlocui o relație interpersonală directă. Mai ales cu persoanele apropiate, membri de familie, este foarte important acest lucru. Și așa s-a constatat, s-a și discutat acestea, s-au avut o serie de studii care au arătat că este important acest sprijin emoțional din partea familiei și în cursul spitalizărilor de lungă durată generate de efectele COVID-19. Deci vedeți câte lucruri importante sunt generate de această izolare socială. De aceea, poate că termenul este nefericit, izolare socială, care s-a recomandat, sau distanțare socială. Este mai corect distanțare fizică, pentru că, de fapt, asta s-a și făcut. Și o izolare socială în zilele noastre nu este, dacă nu e dorită, evident, poate fi împiedicată prin aceste mijloace de comunicare electronice care oferă o oarecare înlocuire a unui contact interpersonal. Deci, recomandarea corectă era de distanțare fizică, nu de distanțare socială, ceea ce este mai corect și de asta s-a și făcut. Malnutriția. Malnutriția este de asemenea o consecință indirectă a infecției COVID-19, pentru că, așa cum s-a și văzut în experiența anului 2020, accesul la aliment a fost mai dificil pentru vârstnici. Ele au fost de calitate inferioară uneori, pentru că dispăreau din magazine, evident. Aceasta a fost o cauză importantă. Și, de asemenea, apare și anorexia, sarcopenia, cum vă spuneam, și obezitatea pot să fie consecințele malnutriției. Deci nu doar pierderea de masă musculară, ci și obezitatea datorită unei alimentații incorrecte. Obezitate numită obezitate sarcopenică. E descris această entitate. Ce înseamnă? Greutatea pacientului crește, dar masa scheletică, masa musculară scheletică scade. Și atunci e sarcopenic, dar este obez. Este obez prin înlocuirea musculaturii scheletice cu țesut adipos. Apare și inactivitatea fizică. Ea accentuează dizabilitatea, crește riscul de căderi prin scăderea forței musculare, mai ales la membre inferioare, dar și la nivelul trunchiului, scade posibilitatea de a-și menține echilibru. Crește dependența și crește riscul de spitalizare. Toate aceste elemente, deci consecințele izolării sociale, consecințele malnutriției și ale inactivității fizice, conduc la o evoluție spre sindrom de fragilitate. Și în plus, la vârstnici mai apar niște probleme. Apare o vulnerabilitate socială. Ei sunt vulnerabili social pentru că au venit scăzut, au contacte, legături reduse pentru că nu mai sunt implicați într-o activitate productivă. Apare și un acces scăzut la îngrijirea medicală, tocmai pentru că, așa cum s-a și văzut în cursul pandemiei, aceste unități sanitare disponibile până la momentul începerii pandemiei au început să fie din ce în ce mai restricționate accesului persoanelor cu niște afecțiuni cronice, cum au vârstnicii cronice. Dar aici trebuie să facem o mică precizare, că există prejudecata că vârstnicii au doar afecțiuni cronice, adică au aceleași boli de mult timp, iau aceleași medicamente, nu mai au nevoie de investigații, toată viața nu mai face nicio modificare. Este fals. Pentru că știm foarte bine că bolile, chiar dacă sunt cronice, pot să treacă prin diverse stadii evolutive. Și atunci este important să fie monitorizați, evaluați, pentru a preveni trecerea spre stadii mai avansate, adică agravarea acestor boli. Pe de altă parte, bolile respective pot să dezvolte complicații. Deci ele nu sunt niște chestiuni imuabile, nemodificabile. De asemenea, pentru diagnosticarea acestor complicații e nevoie de o evaluare constantă, monitorizare. În plus, pot să apară și boli noi. Deci nu e neapărat nevoie ca o persoană în vârstă să aibă aceleași boli toată viața, să nu mai dezvolte și alte. Deci problema e foarte complexă. Și această limitare a accesului la îngrijirea medicală
a fost o problemă. Toate acestea conduc la intervenirea în facilități de îngrijire de lungă durată și această situație crește gradul de fragilitate. Aici aș mai discuta doar de elementul social al fragilității în timpul pandemiei COVID-19. Foarte important acest lucru. Această fragilitate socială are o etiologie multiplă a unor elemente psihiatrice care afectează vârstnicul în cursul infecției cu SARS-CoV-2. Efectele pot să fie directe sau indirecte. Care sunt efectele directe ale infecției asupra funcționalității cognitive a persoanei în vârstă? Afectarea directă de către virus. Știm foarte bine că virusurile au un tropism multiplu. E adevărat că virusul SARS-CoV-2 afectează predominant plămânii în funcție de variante. De variantele inițiale, mai corect spus, au afectat mai mult plămânii și ulterior mai mult aerele superioare, dar orice infecție virală nu se cantonează strict la această zonă. Ele pot să afecteze și creierul. Pot să determine o stare procoagulantă, așa cum bine s-a văzut, și pot să determine accidente vasculare cerebrale. Prin afectarea plămânului pot să determine hipoxie, apare un deficit de vitamină D, un răspuns imunitar cu apariția acestei stări inflamatorii. Toate acestea sunt foarte importante. Efectele multiple, multisistemice, mai bine spus, adică diverse organe și sisteme, sunt cunoscute și în alte infecții, de exemplu, virusul hepatitic, care îi spune hepatitic pentru că afectează pe urmă ficatul, dar poate să determine și alte manifestări, poate să semene uneori cu o infecție virală de tip respirator, deși este practic cu virus hepatit și așa mai departe. Există multe dovezi în acest sens. Dar pot să aibă și efecte indirecte, datorită intervențiilor medicale, cum vă spuneam, izolarea aceasta socială. Impactul psihologic al unei boli noi, necunoscute, sau unui context sever, potențial fatal, mai ales pentru vârstnici. Vă dați seama ce impact puternic a avut, pentru că s-a și transmis corect informația aceasta că vârstnicii sunt principalii candidați la deces și atunci impactul psihologic a fost foarte puternic. Preocupări, de asemenea, de a nu transmite infecția la alții, stigmatul și legătură de epigenetică. Această fragilitate socială este un risc pentru alte afecțiuni psihiatrice. Și toate acestea, vedeți că inclusiv stresul creat de social media, adică de aceste jocuri de comunicare, care sunt într-un fel surogat, nu sunt ca interacțiunile directe, singurătatea pe care o percepi, inegalitățile sociale la vârstnici, pierderea de resurse, și sociale, și în general de resurse, nu numai sociale. Și distresul acesta fizic și psihologic, toate acestea au reprezentat o problemă foarte importantă în cursul acestei pandemii. Poate a fost interesant ce am prezentat, ca să reflecte într-un fel impactul acestei probleme asupra unor persoane care deja sunt vulnerabile. Deja ele, vârstnicii, unii, mai ales unii dintre ei, cum vă spuneam, sunt mai predispuși la a suferi efectele acestor factori de risc, inclusiv ale unor infecții. Cifrele care vă stau la dispoziție arată o creștere a mortalității în această perioadă, domnule profesor? Vorbim de vârstă. Nu am văzut astfel de cifre, astfel de valori numerice. Am văzut doar un singur studiu făcut în anul 2020. A fost interesant acest studiu, dar n-am mai văzut alte date de această natură, că impactul a fost mai ales asupra vârstnicilor. Mortalitatea generală n-a fost modificată major, elevat pe o perioadă scurtă de câteva luni, a fost făcut în 2020. Nu a modificat mortalitatea generală, dar s-a modificat mortalitatea la vârstnici, aceasta a fost mai mare. Bun, deci se poate afirma că la vârstnici mortalitatea a fost mai mare, de altfel nu e nicio surpriză
ar fi fost, e un efect așteptat oarecum. După toate cele pe care mi le-ați spus, după acest sindrom de fragilitate pe care l-ați descris, era de așteptat ca mortalitatea să fie mai mare la voisnici. Domnule profesor, m-aș întoarce un pic chiar plecând de la definiție și aș vrea să mai stabilim, să reluăm câteva lucruri, poate în general cunoscute, dar a zice că nu e lipsit de importanță să le mai dezbatem încă o dată. În ultimii ani, lăsând la o parte anii de pandemie, s-a constatat aproape peste tot o creștere a speranței de viață. Asta este cert, inclusiv în România, sigur nu atât de spectaculoasă ca în Occident, încă n-am atins cifrele de acolo, dar cu siguranță durata de viață crește. Prima mea întrebare ar fi dacă specialitatea dumneavoastră considerați că a contribuit la această creștere sau doar nivelul general, bunăstarea generală? Pot să vă dau și câteva date concrete apropo de creșterea speranței de viață la în România. În anul 2000, media speranței de viață la naștere a fost cam de 70 de ani, iar în 2011, când a fost efectuat recensământul, deci avem atunci date exacte, a ajuns cam aproape de 75 de ani, mult mai mică decât în Occident, în țările dezvoltate economic, unde trece de 80, 82, 83, dar totuși în decurs de 11 ani, vedeți că a crescut cu 5 ani, ceea ce este semnificativ. E o diferență între domn și doamne, cam de 7-8 ani. În anul 2011, domnul a ajuns cam la 70 de ani, 70,1, iar doamnele au trecut de 78. Deci este această diferență, dar nu numai la noi, în toată lumea. Factorii care determină creșterea speranței de viață la naștere sunt multiple. Determinanți sunt cei care asigură dezvoltarea socioeconomică. Ei sunt cei mai importanți, inclusiv serviciile medicale. Evident că dezvoltarea socioeconomică este foarte importantă, dar o contribuție o au și dezvoltarea acestor servicii medicale, în sensul că se pot diagnostica mai devreme stadii precoce afecțiunile și se pot institui intervenții care să aibă eficiență mai mare în acest context. Geriatria, evident că a fost implicată și este mult implicată în alte țări în acest lucru, în ameliorarea asistenței medicale pentru vârstnici. Asta ar fi indirect, deci nu direct asupra supraviețuirii, dar este o contribuție, nu putem să spunem că avem singura contribuție, evident că geriatria, poate nu se știe foarte bine lucrul acesta, nu lucrează singură. Este o parte în echipe multidisciplinară. De regulă, pacientul vârstnic este îngrijit de o echipă multidisciplinară. Și este justificat, spuneam înainte, care multiple comorbidități. Deci, practic, nu poți să fii specialist în toate bolile, sunt extrem de multe. Și atunci este esențial să intervină o echipă multidisciplinară în care rolul fiecărui membru al echipei va deveni primordial, va deveni principal în funcție de afecțiunea care este cea mai evidentă în momentul respectiv. Deci se pot schimba aceste roluri. Da, e foarte la modă echipa multidisciplinară și nu numai în geriatrie, evident. Aș mai pune o întrebare. Deci această creștere a speranței de viață a condus deja sau considerați că va conduce la o modificare a acelui cut-off, a acelui punct dincolo de care începe vârsta a treia, dincolo de care începe bătrânețea? La cât suntem acum și ce estimați pentru viitor? Vă spuneam și cu o altă ocazie, poate, că există cel puțin 4, dacă nu 5, accepțiuni ale termenului vârstă, ale cuvântului vârstă. Este o vârstă cronologică, adică este timpul scurs de când am născut și până când vorbim, de obicei e trecut în documente de identitate. Nu putem vorbi de îmbătrânire cronologică, e doar trecerea timpului. Pe de altă parte, este vârsta psihologică, adică modul în care ne percepem. Am 90 de ani, dar mă simt ca la 20, pot să restul mulți. Sau din contră, am 40, dar mă simt ca la 90. Aici e mult subiectivism, o serie de prejudecăți. Mai există vârsta socială, adică modul în care poți să îndeplinești rol într-o colectivitate, rol la care se așteaptă ceilalți de la tine. De exemplu, sunt persoane cu vârstă cronologică foarte înaintată
domnul Neagu Giuvara, ca să vă dau un exemplu mai cunoscut, care a depășit 101 ani, a trăit peste 101 ani și până aproape în ultimele luni de viață, participa la emisiuni televizate, dădea interviuri, a scris cărți. Deci vedeți că nu coincidea vârsta lui cronologică cu așa zisa vârsta socială. Mai este vârsta biologică. Aici se poate vorbi de îmbătrânire biologică și înseamnă o scădere a rezervelor funcționale. Și mai este și vârsta demografică. Noi acum utilizăm o clasificare bazată pe vârstă cronologică. Dar această clasificare în tineri, adulți și vârstnici a fost impusă de studii. Adică era nevoie, toată lumea a văzut, a observat și se știe chestiunea asta, că există diferențe între vârstnici și adulți și tineri. Pentru a se putea să efectua niște studii, trebuie să fie o graniță, o limită clară, să spunem când includem vârstnici în grupul respectiv și când includem adulți. Și atunci s-a ales convențional, vreau să subliniez acest lucru, convențional, vârsta de 65 de ani, ca limită între adulți și vârstnici. De ce s-a ales vârsta aceasta? Pentru că era vârsta de pensionare în țări dezvoltate economic. Deci nu are o bază științifică. Acum se vorbește pe plan internațional să se crească această limită între adulți și vârstnici, tot pentru scopuri științifice, la 70 sau 75 de ani. Tocmai din cauza acestei creșteri a speranței de viață la naștere, așa cum bine ați remarcat. Deci, deocamdată, vârsta limită între adulți și vârstnici este 65 de ani, acceptată de Organizația Mondială a Sănătății, dar repet încă o dată ca să fie clar că e o vârstă convențională. Deci nu se întâmplă ceva major la 65 de ani. Nu ne transformăm total. E doar o limită stabilită, mai ales pentru studii științifice și a fost preluată și de alte entități, pentru că mi s-a părut comod. Da, aș fi de acord până la un punct cu ce spuneți că e o limită convențională, pentru că mai devreme chiar dumneavoastră a spus că după 65 de ani apar anumite modificări, sindromul ăsta de fragilitate încet încet se instalează, deci e și convențională, lasă, dar are și un substrat biologic până la urmă. Poate că odată cu creșterea calității vieții și a speranței de viață și a duratei de viață, și aceste modificări ale organismului vor apare ceva mai târziu și atunci, din toate punctele de vedere, s-ar justifica schimbarea actualului punct de inflexiune, deci acestei vârste convențional alese de 65 de ani, pentru a încadra cei care sunt peste în vârsta a treia, în bătrânii, în vârstnici. Asta are și niște repercusiuni formidabile din punct de vedere social, după cum știți foarte bine, și au fost dezbateri în media românească vis-a-vis de vârsta de pensionare. Aici sunt puncte de vedere, s-a accentuat mai ales punctul de vedere al celor care se simt frustrați de o potențială, de o posibilă creștere a vârstei de pensionare, pentru că ar însemna să muncească foarte mult, aproape toată viața. În același timp, știți la fel de bine ca și mine că sunt categorii care își doresc creșterea vârstei de pensionare din diverse motive, mă rog, și la care, dacă iau doar exemplu academic al universităților, una din motivații ale unei anumite vârste de pensionare ar fi aceea de a da șansa generației următoare să se afirme. Știți, câteodată ajungem la lucruri subtile, poate nebănuite, dar foarte reale. E și asta o motivație suficient de puternică pentru retragerea din activitate. În același timp, ați insistat asupra acestei fragilități sociale, să-i spunem, și a faptului că schimbarea statutului unei persoane de la o anumită vârstă atrage cumva în cascadă modificări care pot să afecteze major și sănătatea și chiar durata vieții. Și aici, evident, factorul economic
E de mare, de foarte mare importanță faptul că pensionarul nu mai are aceleași venituri, ca atare poate nu-și mai poate permite același nivel de trai, plus izolarea socială de care vorbeați, nu prea mai caută oamenii pentru că nu mai e inserat activ în societate. Toate acestea, da, revin poate în primul rând această fragilitate economică, să-i spun așa, e un factor de stres major. Există pe undeva eforturi sau soluții pentru ca vârstnicii să poată să aibă un venit decent, nu numai din pensie, fără să amputeze șansa celorlalți de a evolua profesional, deci fără să blocheze posturi, fără să se eternizeze în funcții, dar exercitând la nivelul vârstei lor o activitate din care să poată avea și anumite venituri. Da, mai întâi aș vrea să revin un pic la ideea aceasta, pentru că am dat exemple peste 65 de ani, pentru că așa s-au făcut studiile, fiind granița respectivă trasată, dar modificarea apar și înainte de 65 de ani, deci, dar cu prevalență mai mică. De aceea am dat limita aceasta de vârstă, că așa se face toate studiile în momentul actual. Deci, modificările apar la unii mai precoce, la alții mai târziu, dar prevalența crește pe măsură înaintea în vârstă. Poate apare și după 50 de ani. Există și demențe cu debut precoce, la 50, 45 de ani chiar. Deci lucrurile nu sunt chiar așa de bine separate de vârsta cronologică. Dar, repet, se alege pentru a putea trece un studiu comparativ, că altfel nu se pot găsi aceste modificări și s-a văzut că prevalența e mai mare într-o anumită grupă de vârstă decât cealaltă. Referitor la vârsta de pensionare, în unele țări s-a găsit o soluție și care cred că este cea mai corectă, o vârstă flexibilă de pensionare. Adică nu toți oamenii sunt la fel. Deci asta e prima idee. Nu suntem toți la fel. Unii au capacități de activitate mai îndelungate, alții mai scăzute. Pe de altă parte, nici profesiile nu sunt la fel. Unele profesii impun un efort fizic mai mare și atunci nu pot să mai desfășoare activitatea respectivă până la vârste foarte înaintate. Unii, dar alții pot să le desfășoare. Deci, în alte țări, cum vă spuneam, s-a adoptat această idee a pensionării flexibile, adică fiecare trebuie să cotizeze, să contribuie la un fond de pensie la un anumit număr de ani pentru a avea pensia dorită și după aceea se pot pensiona. De exemplu, 30 sau 35 de ani ca să ai nivelul maxim de pensionare. Dacă lucrezi peste, poți să-ți mărești veniturile. Deci nu te obligă. Și în alte țări așa este ideea. Pe de altă parte, s-a găsit soluție și pentru acest conflict pe număr redus de locuri de muncă. S-a redus și poate ați auzit că se vorbește în ultimul timp să se reducă săptămâna de lucru. De la 40 de ore la 38, 36 și chiar mai mult. Aceasta automat atrage creșterea numărului de locuri de muncă. Deci există soluție. Rezolvarea există. Evident, va implica un efort financiar mai mare din partea angajatorilor. Dar soluția există. Care e singura problemă? Eu așa văd că singura problemă care ar putea să existe ar fi funcția de conducere. Adică pot să fie, să luăm exemplu academic, pot să fie profesor până la vârste înaintate. De ce nu? Ca o experiență, pot să-i ajute pe celălalt, dar pot să fie și profesor cu vârste mai mici și să deține funcția de conducere în departamentul respectiv. Celălalt profesor să-și aducă o contribuție conform cu experiența lor. Deci există soluții. Cred că nu se înțelege problema de fond până la urmă, că nu ar trebui să fie conflict în generații. Conflictul apare practic pentru că nu se dorește să se rezolve problema reală, de fond. Problema de fond aceasta este că vrem să nu mai dăm salarii la toată lumea, să dăm numai la unii. Și atunci vedeți că unele au găsit soluții la chestiunea asta. Da? Deci, înțeleg. Da. E foarte interesant ceea ce spuneți. În final aș vrea să revin la specialitatea dumneavoastră și să vă întreb dacă în momentul de față s-a făcut vreun progres din
două puncte de vedere, ambele sigur mai degrabă ce numesc anglosaxonii wishful thinking decât realități, și anume dacă geriatria actuală poate să încetinească procesele de îmbătrânire sau să le facă reversibile. Definiția îmbătrânirii este foarte complexă, așa cum am și discutat, adică sunt cel puțin 5, dacă nu chiar 6 perspective asupra noțiunii de îmbătrânire și de vârstă. Și rolul geriatriei este, și nu numai, împreună cu celelalte specialități medicale, în ghilimele, să împingă anii aceștia de viață în starea de sănătate. Există un indicator care se cheamă în limba engleză healthy years life, adică ani sănătoși, ani de viață sănătoși, în ghilimele, adică fără afecțiuni care să creeze dizabilități majore. Să împingă acești ani cât mai mult spre finalul existenței umane. Adică să reducem nivelul de dizabilitate. Și așa s-a reușit, nu doar geriatrie în sine. Știți că lumea este preocupată, există un curent actual de anti-aging, așa se numește, dar care nu ține foarte mult de medicină, ține mai mult de cosmetică, de aspectele exterioare care uneori însoțesc înaintarea în vârstă. Nu sunt uniform prezente. De exemplu, ridurile. Ridurile, o problemă stigmată înaintarea în vârstă. Nu este așa, pentru că nu apare la toți oamenii în vârstă. Există, am avut paciente de 25-86 de ani și poate și dumneavoastră ați văzut care nu prea aveau riduri. Chiar de 95 de ani am avut o pacientă. Deci, unele modificări nu sunt neapărat specifice vârstnicilor. Și albirea părului, viața mea, nu e prezentă la toți vârstnicii. Deci, există prejudecăți de tipul acesta și atunci s-a creat un curent de tratare a aspectelor exterioare. Nu a problemelor reale. Problemele reale sunt acestea pe care le menționam, adică această apariție a fragilității, a vulnerabilității. Și cu asta se ocupă geriatria împreună cu alte specialități, cu identificarea din timp a sindromului de fragilitate, de diverse naturi, fragilitate fizică, cognitivă, socială, cum ați văzut, e foarte complex termenul. Și de intervenție din timp, pentru a nu ajunge în stadii irreversibile. Cam aceasta este ideea. Nu neapărat de prevenire a îmbătrânirii sau de tinerețe fără îmbătrânire și viață fără de moarte, pentru că această dorință din basmele noastre populare și poate și de la alte popoare, este, din păcate, există. Spun din păcate, pentru că celula neoplazică are tinerețe fără îmbătrânire și viață fără de moarte. Toate culturile de celule se fac pe celule neoplazice. Ele, dacă au nutriție corectă, nu mor niciodată. Dar noi nu vrem asta. Noi, scopul nostru este să prelungim anii fără dizabilitate. Acesta este scopul până la urmă. Da, dar dumneavoastră lucrați într-un institut care a fost celebru la nivel mondial, încă mai este oarecum, datorită unui potențial elixir al tinereții care a fost considerat gerovitalul pe vremuri. V-aș întreba, pentru anul 2022, există un echivalent care să ofere speranțe de întinerire? Gerovitalul nu se cunoaște, nu mulți știu exact ce face. Gerovitalul are câteva efecte, nu neapărat de întinerire. Știți, așa sună frumos ca prezentare comercială, dar el are câteva efecte care s-au demonstrat. Așa nume, este un epurator de radicali liberi și radicali liberi se știe că sunt implicați într-o serie de afecțiuni degenerative. De exemplu, în ateroscleroză, în boala Alzheimer, în boala Parkinson. Și atunci, fiind epurator de radicali liberi, poate avea o contribuție la prevenirea acestor boli sau, eventual, la încetinirea evoluției lor. Că de altă parte, are un efect ușor antidepresiv, printr-un mecanism reversibil și competitiv. Și acest lucru este foarte util pentru că o proporție mare de persoane în vârstă prezintă diverse forme de depresie, unele mascate ca somatizări, și depresia este factor de risc pentru afecțiuni cardiovasculare, este factor de risc și pentru demență, mai ales Alzheimer. Deci pacienții cu depresie fac mai frecvent și mai repede demența Alzheimer. Pacienții cu depresie fac infarct miocardic mai frecvent decât cei fără depresie. Deci acestea ar fi util.
Și mai am citit recent niște studii din anii 2007-2009, relativ recente, care arată că procaina, care este principalul ingredient al medicamentului dezvoltat de doamna profesor Aslan, are avea efecte statin-like, adică de modulare a enzimei care este implicată în sinteza colesterolului. Ceea ce este interesant ca idee. Asta înseamnă că dumneavoastră folosiți în continuare acest medicament. Fără îndoială, sigur că îl folosim, dar nu este un panaceu universal, adică nu facem minuni, tratamentul trebuie mai îndelungat pentru a putea observa efecte. Nu ne așteptăm la efecte imediate, adică e un alt tip de medicament, nu e un medicament cum este, spre exemplu, un antimicrobian sau un antiinflamator pe care îl administrez câteva zile și se vede efectul imediat. El este un epurator de radicali liberi, printr-un mecanism relativ lent, adică nu ca și cum am stoarce o buretă de radicali liberi, ci o eliminare progresivă. Și de aceea nu ne putem aștepta la un efect spectaculos imediat. Da, vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor, pentru această interesantă discuție și vă mai așteptăm în emisiunea noastră. Eu vă mulțumesc foarte mult, a fost deosebit de interesant. Vă mulțumesc, domnule profesor.